Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou video. Astăzi vreau să facem un experiment așa cu Resident Evil 4 Remake. Sunt aici la începutul jocului. Momentan sunt pe rezoluție 4K, cu totul pe maxim, o să vă arăt imediat, dar vreau să văd dacă îl putem rula în 8K și în 8K nativ prima oară. Dacă nu, cred că vom apela la upscalere, gen AMD FSR sau DLSS, parcă are și DLSS, nici nu mai știu exact, o să ne uităm în setări, ia să vedem un pic. Deci la opțiuni, ca să vedeți că totul e în regulă, uitați-vă pe ce rulez aici, da, pe un 4090 cu i7-13700KF, 64 de giga de RAM, are 24 de giga, din ce știu eu, 24 de giga de VRAM, da, ocupă doar 7,8 și uitați-vă aici la detalii, 4K momentan, totul pe maxim, astea sunt dezactivate FSR-ul și Ray Tracing-ul, se pare că are doar FSR, n-are și DLSS sau poate are, poate aici ceva, mă rog, în fine, uitați-vă că sunt toate detaliile pe maxim, totul pe maxim, maxim absolut, unele chestii nu merg schimbate că sunt deja în joc, trebuie să opresc jocul și după aia să le schimb. Dar rezoluția o putem schimba, bineînțeles. Momentan suntem pe 4K. Hai să activăm și overlay-ul. Da, e un pic cam mare, dar o să-l mai micșorez eu. Când... De fapt, o să se micșoreze automat când o să trecem pe rezoluție 8K, domnule. Deci aici nu sunt probleme, ce să mai... ce să vă mai arăt? Sunt 120 de cadre, e 4K nativ, fără nimic, deci e super jucabil, super jucabil. Uitați-vă și la... frame time foarte fluid, totul ok, se mișcă totul, Leon aici dansează Macarena, ce să mai, uitați-vă cât de bine se mișcă, în 4K, fără niciun fel de problemă. Hai să trecem aici de treburile astea, presupun că știți și voi, măcar ăsta îl știți că a fost și în demo treaba asta, deci cred că știți, aici oricum suntem în casă și automat FPS-urile o să crească. Pentru că nu mai sunt chiar atât de multe chestii de randat și sunt doar pereții. Când ești mai aproape de perete sunt mai multe cadre. Aici e un cutscene, îl schimb, sărim peste cutscene-ul ăsta, probabil că știți. Dacă nu știți, nu v-am făcut spoilere cu el. Deci e totul foarte bine. Hai să folosim cheia aici să intrăm în subsol sau în basement sau în pivniță sau în... Cum vreți voi să-i spuneți, uitați-vă că acum aici jos întotdeauna FPS-urile sunt boostate. Aici iar e un cutscene, v-am scăpat și de cutscene-ul ăsta. Trecem mai departe să ieșim afară, asta vreau să treaba asta, să ieșim afară. Și vom trece, domne, la rezoluția 8K direct. O, prietene! Hai, stai culcat. Vom trece, da, cum ziceam, vom trece la rezoluția 8K, deci vom dubla, practic, rezoluția asta. Va fi un 4K ori 2. Hai, mor și tu. O, vrei și cuțit? Ia și cuțit la jugulară. Bun. Am trecut și de asta. Hai să culegem aici planta. Care ne revergorează. Bun, deci vedeți și voi. Totul este ok. VRAM-ul 14 giga mănâncă în momentul de față. Deci, da, vorbim de 4K. Să vedem cât o să mănânce în 8K. Așa, scăpăm și de cutscene-ul ăsta și am ajuns iar afară. Moment în care vom profita de ocazie și vom trece la rezoluția 8K. Da, uitați-vă, 7680 cu 4320 de pixeli. Țineți-vă bine. Și acum o să dau escape și îi dăm yes. Ia să vedem, domne. Opa! 30 și ceva de frame-uri. Deja s-a schimbat treaba. E 4K, ăsta, 8K nativ, da? Cu totul pe maxim. Uitați-vă VRAM-ul cât s-a dus. Deci oricum putem să mai, să mai dăm detaliile un pic mai jos. Eu zic că reușim să obținem un 60 de FPS. Aici se vede că agață, deja îl țim și eu. Când trag și de mouse și de tot, se vede că agață nu mai e fluiditatea aia de mai devreme. Se simte. Și uitați-vă cât de mic s-a făcut overlay-ul. Adică mai mare data mi se pare că nici nu merge să-l fac. Hai să mai umblăm un pic la detalii și să le mai coborâm puțin el. Astea au rămas în tot în 4K cinematicele, nu au făcut cinematice în 8K.
Nu vreau să activez încă FSR-ul, cu toate că probabil o să-l facem. Hai să mai dăm de aici, uite, dăm din texturi, dăm un 4 giga, să lăsăm tot pe high. Oho, da, cât high are. Aici, pe ăsta putem să-l mai scădem. Hai să-l lăsăm la 2 giga, lăsăm la 2 giga. Mai scădem și filtrul ăsta de texturi la 4. Aici îl dăm pe high. Tot ce e pe maxim, dăm pe high, să vedem. Aici mai coborâm și aici. Maxim high. Ăsta, hai să-l dăm pe... are low și... hai mă, lasă-l pe low, să vedem. Aici din astea mai putem să mai scăpăm de puține reflexii. Ăsta nu merge să-l schimbăm. Din păcate, trebuie să oprim jocul. Aici nu cred că contează prea mult. Motion blur. Oh, îl avem motion blur. Și n-am văzut ăsta, oricum nu-l sufăr. Îl dezactivez de fiecare dată. Se pare că acum mi-a scăpat. Aici îl lăsăm pe low, low și aia. Hai să vedem cum se mișcă acum. Dacă am câștigat ceva FPS-uri. Și iată că am câștigat ceva FPS-uri. Ne ducem aproape spre 50 de FPS-uri. Parcă se mișcă o idee mai bine jocul. Da, se mișcă o idee mai bine jocul. Da, se simte mai fluid un pic. Nu cu mult, dar se simte mai fluid. Hai să mai scădem un pic din detalii, să vedem dacă putem să obținem 60 de FPS-uri nativ. Prima oară vreau să obținem 60 de FPS-uri nativ, da? Aici image quality n-are sens să schimbăm, că deja băgăm, dacă băgăm FSR-ul, e cam, cred că tot același lucru. Hai să dăm ăsta intercalat sau cum se cheamă aici. Dăm detaliile aici pe medium, la texturi, da? Aici dăm pe medium la fel, medium aici, medium, astea le dezactivăm, dezactivăm cam tot ce se poate dezactiva. Aici mid, așa, ăsta îl dezactivăm și pe ăsta și aici dezactivăm și treaba asta, hai să vedem. Ăsta îl dăm pe few, ăsta îl dezactivăm. Dezactivăm și treaba asta și aici. Ok, scoatem toate astea. Ar trebui să avem 60 de FPS-uri, zic eu, constant acum. Oho! Oho! Avem bine rău de tot. Băi, gândiți-vă că e 8K nativ aici. Deci e 8K nativ, rezoluția este nativă 100%. Deci jocul este randat la rezoluția aia fantastică. Și uitați-vă cât de bine se mișcă jocul și chiar se vede bine. Chiar nu mi se pare că se vede prost. Deci se vede super, super bine. Jocul în continuare se vede bine jocul. Și îl rulăm în 8K. Deci unele chestii cred că le mai putem adapta aici. Le mai putem... ia să ne mai uităm un pic. Și aici... bom, 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 bom. Astea le lăsăm pe mid. Dar pe astea cred că putem să le activăm la loc toate. Care erau... dezactivate reflexii și alte chestii pe aici care sunt, cred că astea pot fi active, nu, motion blur nu, și ăsta și ăsta. Ok, aici cu lumina, cum pică lumina, fii atent cu umbre, cu nebuneli. Hai să vedem dacă impactează atât de mult performanța treaba asta. Și în momentul de față avem 60 de frame-uri. Alea pe care le caută toată lumea. În momentul de față avem 60 de frame-uri. Doamnelor și domnilor, 60 de frame-uri. Că mai scad ele 2-3, dar sunt 60, ce să mai. 60 de frame-uri la rezoluție 8K nativ. Da? 8K nativ, tati. 8K nativ, ce vrei. Să vedem mai încolo când o să dăm de urâție ea. Când o să dăm de urâții, când o să fie activitate, atunci s-ar putea să mai scadă frame-urile. Dar o să ne jucăm și cu FSR-ul, bineînțeles. Dar prima oară am vrut să văd 8K-ul nativ. Da? Am vrut să văd 8K-ul nativ, cum rulează, și văd că rulează foarte bine și chiar pe detalii nu mari, dar medium. Medium, ce să mai. High medium pe acolo. Unele sunt și pe high. Și unele cred că și pe low. Asta de ce se mai ridică? Că i-am dat și picior. Stai că vine și ea peste mine acum. Uite că nuanțe trebuie să vă dau, mă, să muriți. Uite că se ridică iar, fii atent.
Știam că ăsta trebuie să-i dau și cuțit, bineînțeles. Da, deci jocul se păstrează. Se păstrează în frame rate-ul decent pe care îl caută toată lumea. Mai sunt momente când mai agață, vă uitați și la grafici acolo și vedeți. Dar nu e ceva enervant încât să nu poți să joci. Nu e ceva să zici, domne, ce s-a întâmplat aici? Cineva a lucrat, domne, aici. Da, deci frame rate-ul este super, super bun pentru o rezoluție atât de mare și nativă. Bun, acum înainte, hai să vedem un pic care e treaba pe aici. Cu urâții ăștia. Să vedem că tot să scadă aici, că aici e multă activitate și mă aștept să scadă frame rate-ul mult rău de tot. Hai să le dăm un flash bang bang. Hai să vedem cât scade aici frame rate-ul. Și vezi că n-a scăzut foarte mult. Tot acolo se menține. O, mama e, stai potolită. Mi cuerpo. Arriva. Oh, m-a prins. A, uite, s-a dus în 50 de frame-uri aici. S-a dus în 50 de frame-uri. Că au venit mai mulți, au venit foarte mulți. Uitați-vă ce aici. Bă, da, strag în picior tu, de ce nu cazi? Așa, cădeți pe acolo, urâților. Uite cum am depărtat de ei un pic, cum s-a dus în 60 de cadre. Cum te apropii, cum e nenorocire. Da, ia-mă cap. Așa, ca să-i lovesc pe mai mulți cu un singur picior sau cu o singură lovitură de picior. Bun, hai să facem altceva aici. Facem așa. Dăm totul pe maxim cât se poate da în timpul jocului. Da. Aici nu, asta nu le activăm momentan. Hai să vedem. Deci, aici dăm normal. Ăsta maxim. Aici dăm totul maxim. Texturile. Dăm și aici totul pe maxim. Maxim aici. Maxim și aici. Aici lăsăm pe on. Asta e ultima setare. Aici e maxim. High, totul pe maxim. Few, nu. Aici dăm many. Motion blur-ul nu-l activăm. Asta e ultima setare. Aici avem doar high, n-avem... Da, avem doar high, n-avem maxim. Bun, a scăzut cam în 35 de frame-uri, cam așa cum era la început. Adică se mișcă mizerabil. 35-40 de frame-uri, depinde de zonă. Bun. Hai, acum facem așa. Ne ducem și activăm FSR-ul. Hai să vedem că ne ajută FSR-ul la treaba asta. Vreau să văd impactul FSR-ului. Uite, are lag și în meniu. FSR 2, bineînțeles, îl activăm pe quality. Hai să vedem câte frame-uri am câștigat. Nu foarte multe. Am câștigat vreo 5 frame-uri cel mult, cred. Frame-uri am câștigat, din păcate. Uite, s-a dus acum mai mult. Depinde de zonă, dar oricum nu avem cele 60 de frame-uri pe care le caută toată lumea. Vine urât ăsta acum. Cu drujba lui. Hai să ne ducem mai sus. Deci am dat pe quality, acum îl dăm pe balanced. Să vedem care este, domne, treaba. Dacă ne ducem, prindem 60 de cadre. Suntem aproape. Dar dacă o să mă întorc acum spre ei. Hai, pa. Tot n-avem 60 de cadre, din păcate. Ne apropiem, dar nu le avem. Deci contează enorm detaliile. Cu tot FSR-ul, dacă am dat detaliile maxim posibil, contează enorm. Oh, ho, 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 suri! Suri, îndărăți! Ho, 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 ho! Gata, te chirizi! Dă-i, mă, picior! Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mi
Cuerpo, mi cuerpo. Am luat un ou de găină. Ok. Hai să ne ducem mai sus cu FSR-ul. Balance, ne ducem pe performance. Acum să ziceți voi cât de bine se vede. Pe performance. Bă, să cunoaște că nu mai e atât de color așa, atât de bine făcut, dar avem 60 de cadre. Tai ăsta acum, barajul ăsta ce e aici. De fapt, acoperișul. O, prietene, o! Dă-i la gât. O, calmează-te, calmează-te, prietene, calmează-te! Și mai lăsați-mă în pace, ia uite-o, mă! Dar calmați-vă, vă rog eu frumos, terminați-vă. Și fugi și tu odată, Leon, zici că ești... Așa. Buba, taci! Așa, chiar nu mai suna o dată asta, pe bune, la cât am stat. Da, deci în modul ăsta, de-abia în modul ăsta, obținem 60 de cadre pe performance, dar vă dați seama că randează jocul foarte, foarte jos, la o rezoluție foarte, foarte mică. Și acum hai să-l dăm un pic, să dezactivăm toate. O, are și ultra performance. Și uitați-vă cât de bine se vede jocul acum. Tot ce trebuie, bine, stai ca țin, scăpăm de el. A, sunt low cu viața. Stai să ne facem viața la loc. Uitați. Opa! Sărise la un moment dat în 50 de cadre. Totul pe maxim. Încă, din păcate, încă nu sunt plăcile video chiar atât de performante să poată să ruleze 8K nativ la un 60 de cadre cu totul pe maxim. Dar ați văzut că putem rula în 60 de cadre dacă apelăm la detalii medium spre low, unele pe high, depinde. Adică la niște detalii custom, așa. Le facem custom și chiar poți să rulezi jocul în 8K. Deci ce să mai, domne, ești pregătit pentru viitor. Da, oricum ăsta a fost un experiment, vă dați seama că sunt convins că mai nimeni nu o să joace jocul ăsta în 8K, pentru că nici nu prea sunt monitoare și monitoare nici nu știu dacă sunt. Cred că mai mult televizoare 8K s-ar putea să fie. Dar ați văzut, cu mici și artificii putem să-l rulăm și în 8K. În 4K nu mai zic, în 4K rulează fără probleme cu totul pe maxim, chiar în 120 de cadre, deci dacă ai un monitor 4K 120 de Hz, o să poți să te bucuri și mai mult de jocul ăsta și, bineînțeles, un 4090. Dacă ai un 4090, poți să-l împerechezi chiar și cu un i5 și un Ryzen 5, pentru că la rezoluțiile astea, uitați-vă cât de puțin este folosit procesorul, 5-6%, deci procesorul chiar nu mai contează. Procesorul contează foarte mult la rezoluții HD și Full HD. Acolo contează enorm de mult procesorul. Aici, în rezoluțiile astea, unde nu se ating frame-uri atât de multe, procesorul nu prea mai contează absolut deloc. Stă într-o frecvență ridicată, dar încărcarea pe el este infimă. Da, cam ăsta a fost clipul. În continuare suntem în 4K cu totul pe maxim. 4K cu totul pe maxim și vedeți că atingem câteodată și 40 de frame-uri, ceea ce zic eu că este o performanță incredibilă pentru acest 4090, care nu e deloc ieftinache. Știți și voi că în loc să-ți iei un 4090 și să faci un PC, de poți să te joci chiar și în 4K jocul ăsta, da? Nu pe detaliile astea, dar poți să te joci și în 4K jocul ăsta cu un PC întreg în banii pe care i-ai dat pe un 4090. Acum, na, voi știți de ce aveți nevoie, dacă aveți nevoie de așa ceva. Ăsta a fost un experiment, sper să vă fi plăcut. Sper să dați și voi share, că nu vă costă nimic, și să apreciați munca aici cu un like și cu un subscribe. Și de ce nu, dacă vă ține buzunarul, și cu un join acolo. V-am pupat, Leon așteaptă noi ordine de la voi.
Rubrica de comentarii este deschisă, dacă nu mai blochează YouTube-ul. Nu știu ce probleme au fost în ultima perioadă, dar am văzut că unele clipuri am comentariile dezactivate. Habar n-am de ce. Da, și cam asta a fost. Mersi frumos de vizionare, spor la joacă tuturor și ne auzim data viitoare. Pa, pa!